Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Scorpion, Luna sau Ascendent în Zodia Scorpion, pentru 11-18 mai, să descoperim cum va fi, ce va fi în următoarele zile, următoarea săptămână, ce se va întâmpla în viața dumneavoastră. Doar că vă recomand să vă înscrieți la canal, în acest mod noi ne vom conecta la nivel energetic pentru a primi răspunsuri din partea cărților, oracolelor, tarotului în etalările viitoare. Și dacă aveți o problemă, un dubiu, o îndoială în familie, relația de iubire, la locul de muncă, nu ezitați să înscrieți pentru o etalare în privat de desubt acest videoclip peste adresa mea de mail și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem, dragii mei, dragele mele scorpioance sau scorpioni, cum va fi această săptămână următoare pentru voi, pentru toți cei care s-au abonat, s-au înscris la canalul meu, pentru cei care mă urmăresc și mă susțin și pentru toți cei cu energie pozitivă. Haideți să vedem cum va fi săptămâna dumneavoastră. Haideți să vedem. Mulțumesc. Ok, aș mai dori un card, încă un card pentru cei care vizionează acest videoclip, mulțumesc! Și aș dori să clarific fiecare card în parte cu cărțile Sibyl, să descoperim, să aprofundăm mai mult fiecare card în parte. Mulțumesc. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc. Aici văd în momentul de față regina de spade cu ghinionul sau un pericol aici și văd că sunteți foarte spirituali. Spiritualitatea are un rol important în viața dumneavoastră sau vă axați foarte mult pe cariera dumneavoastră. Vă gândiți la, nu știu, la florile dumneavoastră, poate la grădinărit, la o grădină, vă gândiți la acest lucru, la agricultură. Văd că vă gândiți foarte mult la următorul pas, poate unii dintre voi la cariera dumneavoastră. Văd că nu vă mai interesează nimic, da? Și văd că lăsați în urmă persoanele care nu au știut să ofere, nu au știut să dea. Și văd că vă ridicați și vă faceți dreptate, vă faceți respectate și dacă nu ar trebui să faceți acest lucru, să lăsați în urmă acele persoane sau acele situații care nu le mai aveți nevoie în viața noastră. Văd că ați ajuns la o maturitate, la o înțelepciune, la o evoluție spirituală. Văd că ați crescut, să spunem așa, la nivel spiritual sau la nivel caracterial, ca personalitate, la nivel chiar și emoțional, da? Văd aici cu regina de spade, pentru unii dintre voi, poate sunteți văduve sau sunteți singure și sunteți foarte hotărâte, să spunem așa. Sunteți foarte hotărâte să vă axați pe ceea ce vă place, pe ceea ce vă oferă plăcere. Alții dintre voi e posibil să intrați în legătură cu femei care lucrează într-o instituție sau cu altă femeie care e poate mai rece, mai distantă, mai directă, mai tăioasă, da? Și poate fi aici un ghinion sau un pericol în ce privește această persoană sau o altă persoană din jurul dumneavoastră și vi se spune să eliminați, da? Să vă faceți respectații. Aici cu judecata și cu trădarea. Văd o păcăleală sau o calumnie, o răutate din partea cuiva, o unei persoane care vă urmărește sau vă observă de la distanță, o persoană care nu este fidelă, o persoană care bagă intrigă, o persoană invidioasă aici, care vă calumnizează, să spunem așa, este falsă.
Veți afla de acest lucru. Cu judecata aici, dumneavoastră, văd că veți avea protecție divină. Asta e clar, că veți fi protejați, cum vedeți în această carte. Și veți afla și despre această persoană care este falsă, care vă încearcă să vă calumnizeze sau să vă bage intrică, să vă bârfească pe la spate. Veți afla de această persoană, veți afla un adevăr și acest lucru va face să vă treziți la realitate sau să renașteți, să deveniți mai puternici, să evoluați, da? Să văd că veți fi mai puternici ca persoană și veți ieși la lumină, la suprafață, se va face lumină cu judecata. Cu judecata mai înțeles și că veți lua o decizie, să terminați cu critica, cu judecata și să vă uitați spre viitorul dumneavoastră mai bun, să faceți lumină, vă doriți acest lucru. Unii dintre voi veți merge la un locaș de cult sau sunteți deja la acest locaș de cult și vă rugați la Dumnezeu, la spiritualitate, la îngeri, pentru persoanele false, trădătoare sau care vă poartă pică sau vă lucrează pe la spate. Dar cu judecata veți auzi și de o situație din trecut care va reveni în viața noastră. Veți afla un adevăr din trecut sau de o persoană care în trecut... veți afla un adevăr despre acea persoană. Și aici văd șasele de spade. Mergeți pe lângă o apă sau trebuie să traversați o apă sau sunteți pe lângă o apă. Aveți speranța... ce privește... o vacanță la mare, vă gândiți la acest lucru sau să plecați peste otare, cu șase de spade și cu speranța, veți ieși încet încet din acea furtună emoțională, da? Veți ieși la liman. E posibil și să vi se întâmple un moment nu tocmai plăcut, o trezire la realitate sau o trezire să vedeți lumea așa cum este de fapt. Și cu șasele de spade sunt anumite energii negative care vă urmăresc sau acele gânduri negative în care ați trecut, da? Care vă urmăresc încă. Cu șasele de spade vă urmăresc aceste gânduri într-adevăr, dar le luați după dumneavoastră, dar văd că plecați la un drum sau mergeți la drum care vă va duce ușurare și văd că dumneavoastră vă luptați și alegeți să mergeți mai departe și să vă dreptați spre lumină, spre vindecare. Și vi se spune să aveți speranță și să vă păstrați speranța pentru că vor veni evenimente bune, pozitive, să aveți încredere că vor fi posibilități de vindecare, da? De a vă vindeca, de a ieși din acea furtună sau acea furtună emoțională sau din acele probleme. Și văd că veți pleca la drum, veți fi foarte determinați și ambițioși să țineți echilibru vieții sau să țineți echilibru acestui car. Poate unii dintre voi să conduceți cu mașina sau mergeți pe serate, plecați la drum noaptea sau doriți să începeți o afacere sau doriți să începeți să faceți un acord sau plecați la muncă sau vă doriți să investiți. Văd că vă veți regăsi echilibru, da? Și luna iulie are un rol important. Văd familia poate avea un rol important, persoane de la drum care veți auzi, cu care veți comunica. Sau în ce privește banii, vor veni bani de la drum, da? Sau văd bogăție sau muncă, ceva de la drum. Cu cavalerul de bețe și cu blocajul. Aici... văd că vă gândiți la o persoană din trecutul dumneavoastră, vă gândiți la o persoană imatură sau la o aventură pasională, dar văd totuși un blocaj aici. Văd că veți pleca la drum și vă veți urma pasiunile, dar în același timp vă văd blocați în această situație, poate la nivel mental. Dar văd că veți pleca în această nouă aventură și veți fi foarte nerăbdători să începeți o nouă aventură cu poate în țări străine sau cu o persoană în semn de foc, berbecleu, săgetător. Vă doriți pasiune și veți face lucruri care vă apasionează și vă gândiți, nu știu, la natură sau la țară, lemne, nu știu ce treabă are acest lucru, vă gândiți la acest lucru, la o pădure. Nouăle de bețe cu casa. Și berbecleu săgetător poate avea un rol important. Nouăle de bețe cu casa. Aici îmi spune că din nou trecutul văd că are un rol important. Vă gândiți la casa dumneavoastră din trecut, unde ați copilării poate,
sau doriți, sau va trebui să protejați această casă sau să vă protejați ce ați construit, familia, etc. Sunteți pregătiți să luptați pentru acest lucru? Sunteți un pic graniți, da? Dar văd că veți fi învingători. Veți reuși să duceți la bun sfârșit și să vă întoarceți acasă, în mijlocul familiei, veți găsi consolare, veți găsi protecție, veți găsi împlinire. Și aici cu asul de cupe văd că vă doriți o relație nouă, v-ați dori o relație de iubire nouă, văd și că veți intra în legătură cu un bărbat care e singur, poate care e văduv, care a avut o pierdere, a avut o pierdere, un risc de bani sau o superficialitate sau o pierdere de o imprudență sa. Văd că veți comunica cu această persoană sau veți auzi de pierderea soției unui bărbat. Da? Astfel de cupe oricum văd un nou început aici. Astfel de cupe văd pace cu un bărbat care este văduv și care a suferit o pierdere de bani sau a avut trecut printr-un risc, printr-o probleme de sănătate sau a pierdut ceva. Veți intra în legătură cu acest bărbat. Pace veți face cu acest bărbat, armonie. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii, dragii mei. Zice să continui tot așa, să mergi mai departe în acest mod. Continuă așa că este ok, este perfect. Mergi mai departe, vei primi mesaje, vești, ok, și o poveste de iubire. Deci vei întâlni o persoană, vei avea un nou început, o nouă relație de iubire cu o persoană care a trecut printr-o pierdere financiară sau... Văd aici că continuă așa. Și văd că te va duce spre poveste de iubire, spre o poveste de iubire între două persoane. Sau vei auzi o veste despre o poveste de iubire. Văd aici că vei avea un nou început cu o persoană care se simte singură. Vei avea un nou început în iubire. Această persoană își dorește o relație cu tine. Uite, de două ori această cupă, vezi? Cupă, cupă. Acum am observat. Dorește să-ți ofere această cupă a iubirii, a păcii. Deci, o poveste de iubire. Și văd că vei descoperi mai multe povești sau vei descoperi istoria familiei tale de origine. Vei afla anumite secrete. Da, vei afla anumite vești din partea membrilor familiei de origine și văd că se întâmplă ceva minunat pentru tine. Vei avea o surpriză plăcută, o surpriză frumoasă care va veni la geamul tău, care ți se va împlini. Da? Wow! Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare să ne vedem cu bine. Sănătate, numai bine. O săptămână minunată, binecuvântată.